Ce avem noi aici? Ce avem noi aici? A? Avem buletine? Asta e buletinul meu. Rezidență temporară. Ești fericit, mă, băiete? Da. Avem rezidență temporară. Acum ne putem face conturi la bancă, preschimba permisul de conducere, o grămadă chestii. Ha, ha! Știți cum l-am făcut? Hai că vă povestesc. La cafea. Acum știți cum se întâmplă, când ești alături de cineva și are ceva, vrei și tu. Acum și Adi vrea acte și cum el nu a depus, mergem la intabulare. Poate luăm și intabularea. Că acum vrea și el acte. Mergem și la intabulare, că poate azi e ziua actelor. Neghiocel, nu mai veni și voi. Voi duceți-vă aici, da. Ne așteptați la cafenea. Perfect. Da? E pe spa. Și eu. Nu vezi? Baftă. Nu. Păi mă, de mai la cafenea. Duceți-vă la cafenea. Și ei s-a dus să duce actul, mă. Ciao, muito obrigado. Ia zi-mă, astăzi n-a fost ziua ta. N-a trecut luni. Nu, nu este gata. Mamă, ce v-ați luat, mă, fetelor? Bun dia, tudo bem? Elogiando ela. Sim, sí, por quê? Muito fashion. Ah, sim, sí. Correto. Tá. Fashion. Muito fashion. É. Estilosa. Não é, bebê? Pode ser mais um espresso, por favor? Pequeno ou grande? Pequeno, assim. Ia, ce ți-ai luat? Mi-am luat de asta. De mere? Da. O plăcintă de mere? Tarta de mere. Și aia? E o tartă de pui cu brânză. E bun? Bun. Da, mă duc să văd ce mai are. Am luat noi tot ce a fost bun. Bun, haideți să vă explicăm cum se face ca să-ți obții rezidență provizorie în Brazilia. Prima oară și prima oară intri pe un site. O să punem aici în descriere link-ul, după care completezi niște formulare. După ce l-ai completat, o să se genereze un număr. Cu acel număr trimiți un mail la Poliția Federală. În care soliciți un interviu. În mailul respectiv trimiți și numărul acela generat de protocol. După care ești invitat la interviu. La interviu e simplu, interviu practic. E simplu. Te întreabă de ce vrei să stai aici în țară, de ce soliciți azil, pentru că de fapt și de drept soliciți un azil pe baze religioase. Și explici foarte clar că vrei să aprofundezi această băutură care este patrimoniu național în Brazilia, care se numește Ayahuasca, și în țara ta faci pușcărie dacă aprofundezi această tradiție. Și aici este, după cum am spus, patrimoniu național. Ei îți oferă această posibilitate să aprofundezi ideile despre Ayahuasca. Așa că eu o să-ți dea și îți dau acest buletin provizoriu care după un anumit timp devine permanent. Cam asta e ideea. Simplu. Simplu. Trebuie să vă menționăm că nu costă nimic. Adică gratis. E gratis. Timp costă, da. Dacă l-ai, îl dai, îți dau înapoi rezidență. Provizorie. Și posibilitatea să ai un cont în bancă, să îți reînnoiești actele, să orice. Nu suntem specialiști în emigrare. Noi v-am spus exact procesul prin care noi am trecut și ce am făcut ca să obținem buletinele astea. Ia uitați ce scrie. Deci aici brazilienii au program special de cupă mondială. Ăștia sunt atât de rău cu fotbalul încât toată țara s-a schimbat în funcție de campionatul mondial. Au orar special.
Ce ai făcut? Durează mai mult de 21 de zile, cât au trecut până acum. Așa că mai așteptăm cardul. Mai așteptăm cardul, puțin, da? Da. Noi am depus la banca să ne vină și cardul. Înainte să ne vină chestiile astea provizorii, ne-a dat o hârtie provizorie, care era provizorie la provizorie. Și acum ne-a venit realmente plasticul provizoriu și cu ăsta noi putem să ne luăm card de la bancă. Altă bancă. Banco de Brazil. Program special pentru jocurile de la Cupa Mondială. Pa 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 p